Așadar, Parcul Fântânii, o nouă investiție, un nou proiect cu fonduri europene la Gura Humorului. Da, a cărei recepție se finalizează în seara asta. Așteptăm îndată să vedem programările de lumini, reglăm ultimele amănunte și în primăvară, de mâine, intrăm în conservare. În primăvară o vom deschide publicului larg și sper ca condițiile pandemice să permită tuturor oamenilor care vor să se delecteze, fie prin canotaj pe canale, fie ascultând în fiecare seară câte o oră de program muzical, pe genuri diferite, să vină la Gura Humorului. Și cei de la Gura Humorului să se bucure de ce au acasă. Ce ne puteți spune despre această investiție? Pe ce suprafață e să află? Avem 3000 de metri pătrați de luciu de apă. Și poate o reinterpretare a parcurilor, pentru că e făcut pe fonduri de regenerare a terenurilor urbane. Adăugăm 7,5 hectare de parc parcului Ariniș, care deja are 30,5 hectare, nu mai are 23, și încercăm să venim în întâmpinarea tuturor oamenilor care după muncă vor să se relaxeze. Avem parcul destinat copiilor, parcul hobiților, în care încercăm să reinventăm un pic locurile de joacă pentru copii. Aici, în afară de fântână, există o zonă pentru skate park, un skate park, o zonă pretabilă și pentru biciclete și pentru role și pentru skate. Și cred eu că atunci când vor apărea peste tot afișe cu vă rugăm călcați iarba, oamenii vor veni să se bucure de iarbă verde, să vor întinde pătura și se vor bucura de muzică de calitate, de pădure, de aer, de ceea ce poate să ofere stațiunea turistică Gura Humorului. Și de aceste jeturi, de cât ce înălțime au? 35 de metri este înălțimea maximă, sunt 114 duze și în fiecare seară, în fiecare zi, atunci când îl vom redeschide în primăvară, vom avea câte o oră de program muzical. Mi-ați spus că în primăvară, când estimăm că se va redeschide această fântână arteziană, se va putea plimba și cu bărcuța pe aici. Cu siguranță, cu siguranță. Veți trece cu barca pe sub poduri, pe sub jeturi de apă. În timpul zilei fântâna va avea un program fix, așa, pentru divertisment. Jeturile de apă vor funcționa și seara va deveni fântână muzicală. Domnul primar, ce era aici înainte? Ce era pe acest teren? O groapă de gunoi. Am să vă dau toate fotografiile pe care le-am făcut înainte. Aici se depozitau deșeurile din construcție. Erau foarte multe răchiți, o luncă plină de vietăți mici, lumea le spune șoareci, șobolani sau așa mai departe. Bucuria tuturor celor din zonă că în sfârșit a fost redat, hai să spunem, orașului această suprafață de teren. Și un lucru este cert, este mare, și un lucru este cert, nu le vom opri aici. În momentul de față se desfășoară în Gura Humorului, sunt 27 de șantiere deschise, în învățământ, în cultură, în sănătate, și în fiecare dintre ele avem câte 2-3 proiecte. Pe infrastructura rutieră discutăm despre ceea ce am mai făcut, în infrastructura turistică de care vorbim aici. Tocmai am terminat proiectul turist, cel cu turnul de observare, despre pe care l-ați văzut, cu popicăria, care va fi funcțională de luna viitoare, dacă condițiile pandemice ne vor permite, și mergem mai departe pentru ceea ce ne gândim că vom face de mâine. Avem în momentul de față terminat SF-ul pentru cea mai lung traseu de bob de vară din România, are 2 km și vreo 59 de metri. Este spectaculos pentru că te urci pe un bob de vară, treci prin tunel, traversezi pârtia și acest bob de vară va putea funcționa și iarna. Așa că traseul va duce peste tot. Un alt proiect foarte important care deja este demarat este vorba de cel mai lung traseu de tiroliană din Europa. 2 km 170 de metri pe două trasee, așa că se pot face competiții. Viteza maximă pe care o atingi
este de 150 de km la oră. Râdeam cu cei care realizează acest proiect că nu ai nevoie de cască, acolo îți trebuie Pampers. Și dacă e să continuăm, aquaparcul pe care l-am depus, avem un proiect deja pe lista sinteză a CNI-ului de realizare a unei baze sportive, de vorba un stadion utilizabil la competițiile internaționale de sporturi pe echipe de juniori. Și acum vorbim de o bază sportivă de care orașul Gura Homolului are nevoie. Gândiți-vă că la noi acum se uită viitorul turist care vine la Gura Homolului și spuneți-i, convingeți-l încă o dată că Gura Homolului este o destinație pe care trebuie să o viziteze neapărat iarna. Nu vreau să vă conving eu, vorbiți cu toți cei care au fost la Gura Homolului și dacă nu vă conving ei, înseamnă că au dreptate. Eu știu, numai venind la Gura Homolului poți să te convingi de ceea ce eu n-aș putea povesti la microfon. Un lucru este cert, suntem o stațiune de 12 luni și chiar dacă nu e zăpadă, vă veți simți extraordinar la Gura Homolului. Puteți, dacă nu schiați, să urcați în turn, să vă bucurați de o priveliște extraordinară, puteți să stați în piscină la baza pârtiei și să vă uitați la familia care schiază, pentru că aveți această posibilitate și dacă condițiile pandemice o vor permite, vă veți putea bucura în afară de ospitalitatea extraordinară a tuturor gazdelor din Gura Homolului, a deținătorilor de hoteluri, de pensiuni, vă veți putea ocupa timpul cu orice. Și nu uitați, Gura Homolului are un lucru unic în România. Veniți la Gura Homolului și indiferent ce păcate faceți seara, avem la cel puțin 4 km mai multe monumente UNESCO în care vi se iartă și greșelile care le-ați făcut înainte și de coseară. Plecați curați de la Gura Homolului și cum doriți dumneavoastră, cu câteva kilograme în plus sau cu câteva kilograme în minus, pentru că există trasee în care puteți să ardeți toate caloriile pe care bucătare și bucătăresele noastre extraordinare or să le pună pe dumneavoastră. Gura Homolului, numai dacă nu vii, nu poți să-ți dai seama ce ai pierdut.